Bun găsit tuturor și bine ne revedem la provocarea săptămânală din cadrul ediției Bărbați vs. Femei. Bună, Bibi, ce faci? Bună, Alex! Bună ziua și celor care ne urmăresc, indiferent de unde ne urmăresc. Le mulțumim din suflet că ne urmăresc. Eu bine și, fac, Alex. Și să le mulțumim, în primul rând, pentru că ne urmăresc de fiecare dată și sunt drăguți cu noi, dar trebuie să facem un anunț extrem de important. Trebuie să facem o urare pentru acești oameni și în special pentru cei tineri, pentru copiilor, pentru și pentru ei, pentru că în fiecare dintre asta noi este cât un copil. Asta vreau te rog, Bibi, uite, spune tu. Trebuie să le urăm la mulți ani tuturor, pentru că toți avem copilul în suflet. Și toți suntem copii. Și vom rămâne copii. Și bine, până la urmă, să ai acea latură de copil în tine, chiar dacă ai 20, chiar dacă ai 30, chiar dacă ai 40, chiar dacă ai 60, nu contează. La mulți ani tuturor, să fiți fericiți. Mai sunt două zile până când vor sărbători, va fi 1 iunie, ziua de 1 iunie, mult așteptata sărbătoare, că până la urmă e sărbătoare și asta, da, nu? Și pentru că tot am spus despre vârste, am enumerat eu niște vârste mai devreme. Ce crezi tu, Bibi, că avem noi de făcut azi? Ceva despre copii? Da, e ceva despre copii. Deci vreau să le arătăm oamenilor faptul că le-am aprovizionat. Avem burețel, avem tăbliță, avem marker și care și scriu. Ce vom face noi? Sper din... Ce scrie Bibi acolo? Nimic. Hai că am făcut o probă, uite, se vede. Am făcut o probă prin care ne dăm seama că se vede. Deci se vede, funcționează foarte bine ce avem vreau noi, să recuzita noastră. Asta să vreau vedem. Să câștig. Da, ideea este în felul următor. M-am speriat inițial că am crezut că o să desenăm iar. Era, dacă desenam, eram clar din start, cred că mă dădeam bătut. Aia era. Era bine. Da, trebuie să ghicim, Bibi, atenție, vedete, okay, văzând poze cu ele din copilărie. Și atenție, am înțeles acum cu două minute înainte să intrăm în această înregistrare că nu e vorba numai despre vedete. Este vorba și despre persoane pe care noi le cunoaștem. Și aici mi-a dat cu niște emoții, că cine știe, mă gândesc la familie, mă gândesc la prieteni, nu știu, cătă ai comis-o și de data asta, atâta vreau să zic. Și regula e în felul următor. Vedem poza cu respectiva persoană, copil fiind. Da. Noi, ca să nu mai fie discuția, ca ai zis tu înainte, că am zis, nu, Bibi, ne întoarcem spate în spate și scriem fiecare eu pe tabliță. Da, și eu la fel. Eu dau copiii la tine. Nu, că o să dau și așa. Bine. În fine, o să scriem în momentul în care ne pune cătă, stop, ne face semn, arătăm, după care, atenție, vedem poza cu persoana din prezent, poza actuală. A, perfect. Și atunci perfect. Ne dăm e seama, corect da. Pentru toată lumea, cred că corect, s-a înțeles. Da. E... Și dacă ghicim amândoi, luăm punct amândoi? Da, bineînțeles, bineînțeles. Sau corect. Se anulează, uite, cum cătă decide, cătă-i arbitru. Eu hai. Vreau să fie egalitate. Începem? Da. Amem. Dai, doamne. Cine? Cât timp avem să scriem? Da, chiar că... Vai, de 30 de secunde, cât ca la Survivor. Vai, dar urât scriu. Și eu la fel. Eu nu știu să scriu pe tabla de asta. Ia. Putem să arătăm? Mihai Bendeac. Cine? N-avea fața așa. Eu am scris tăticul. Nu-i Mihai Bendeac? Ai, bă, nu te cred. Nu ghiceam. Ai, mă, ce-ai făcut cu smiley? Nu-i corect, mă, nu-i corect. Dar nici nu m-aș fi gândit măcar. Bibi, da, că da, forma capului e aceea. Forma capului, dar ce nu m-aș fi gândit fix la smiley? S-au răpit extraterestri. Fix la smiley, dar eu cum am gândit la tăticul, chiar că... Scuză-mă, tăticule, scuză-mă, că n-am... Eu zic că am început bine, dacă... O fetiță. E foarte greu, deci mie nu vine să cred. Băi, eu nu știam că e atât de greu, da, deci... Am o idee și o să scriu acum, dar nu... Chiar nu știu ce să zic. E creață? Nu-mi dau seama da, bine. Parcă da. Nu știu, eu o scriu așa, ce... Oricum nu-mi dau seama. Nu, nici nu. Și nici imediat. Nu cred că e cine cred eu. Am scris și eu un răspuns. Nu cred, ai scris tot Majda? Majda? Dar e Majda? Nu cred că e ea, nu e ea. Bibi, eu nu mai răspund.
What? Nu Dar n-are deci... nicio treabă cum era copilul și acum. Deci n-a, nu, oh. E foarte, nu aș fi gândit că e atât de greu. Recunosc, deci nu m-aș fi gândit că e atât de greu. Părea așa un pic creolină, nu? Da. Dar și tu te-ai gândit fix la Majda, da, nu? Da, da, nu știu. Dar semăna cu Majda, nu știu, mi-aducea, nu știu. Nu erau, cred că, poze de colore când era Majda atât de mică. Adică ce vrei să spui, că Majda e bătrână? Nu, dar e bătrână, dar e logică, că este logică, nu? Mai erau acum 30 de ani poze de colore. Bă, nu știu, ideea este că la ea m-am gândit. Ia uite, mă, frate. Bibi, tu știi cumva? Da. Arătăm? Hai! Eu! Cine ai scris? Băi, tu m-ai făcut Pavel Bartuș! Mi-e și rușine să mai arăt o dată? M-ai făcut Pavel Bartuș, nu-ți-e rușine! Deci mi-au dat lacrimile din oameni, mi-au scris Pavel Bartuș! Dar nu seamănă cu Pavel Bartuș, așa spuneți oameni care urmăriți. Mă, eu sunt în poză, hai că mi-a dat lacrimile. Vai de capuș de viața mea. Măcar te-am făcut să râzi, măcar ești veselă, Bibi, privește. Uite, partea bună. Nu pot să lacrimez, da, chiar are lacrimi în ochi. Vai. Să aduce șervețele. Aoleu, dar e prea, nici nu văd până acolo. Mai apropiați, vă rog. Poți să dai un zoom, Cătă, te rugăm? Este o fetiță, asta am văzut. Da. Băi, Bibi, mă enervează când văd că, că scrie așa și este... M-am pierdut markerul. Ah. De ce păr lung are? Da, după picioare nu-mi dau seama. Ai scris? Da. Imediat. Doamne, că nu aș fi zis că s-a atât de praf la jocul ăsta. Hai. Am scris Andreea Mai. E Talida, tu numești. Băi, și m-am... I-am ghicit. Fetele cu care eu lucrez, pe care le văd aici. Băi, în fiecare zi și fix pe ele. Ei, ce-ți faci machiajul? Doamne. Păi, uite. Da, Andreea Marin. Andreea Marin, că am văzut că e brunetă. Era brunetă. Până nu erau poze. Talida nu e brunetă acum. Colore când avea... Doamne. Tu nu te gândești? Deja nu mai... Îmi pare, deci așa îmi pare cunoscută fața, dar nu-mi dau seama. Cred că... Deci îmi pare cunoscută fața, dar nu știu cine e. Aoleu... Mă, deci... Mă gândesc, dar e greu. Cred că știu. Nu știu, mi-e pare cunoscut după față, dar privirea așa nu... Nu sunt foarte sigur, dar... Eu am un răspuns. Nu, eu nu cred că am scris bine. Am un răspuns. Arătăm? Hai. Ce ai scris? Tu ai scris? Cine m-am era? Gândit la Dorian Popa și ce eu. Și... L-am ghicit pe Dorian Popa! Nu cred cât de praf sunt. Mai are rost continuu. E deja 3-0. Dar e foarte schimbat. Eu am zis așa... Doamne! Cu toate că bă, nu... Și de ce n-am vrut... Deci am avut primul instinct să scriu Dorian Popa. Hai, mă. Băi, jur că nu-mi dau seama nici acum atât de praf sunt. Tu știi cine e? Da. Ai scris deja? Da, când da. Ai scris? Băi, chiar acum a scris. Măi, ea știe iar dinainte răspunsurile? Nu, dar să vedem. E logic. Dacă nu o ghicești... Cine e? Nicolae Guță? Cine e? Măi, dar nu erau poze alb. N-ai pus nimic? Deluță de mare, nu știu mă cine e, jur că nu știu. Hai! Asta e, nu mai ai timp de gândire, nu ești la proata. Ce ai? Bursucul? Nu e Shelly? Yes, am ghicit. Hai mă, ia, mi s-a deschis Siri la telefon. Că ai spus Shelly. Măi, eu sunt șocat că sunt atât de praf. Hai, mă, și că n-am avut o săptămână în care să fiu atât de praf acum. Și plus că el nu. A început să facă vloguri, mi se nu, pare, chiar. Eu nu mă concentrez aia. Bine, azi nu știu ce e cu mine, nu e... Mai aproape un pic că nu e din vina, acolo. Din vina ta, nu mă... Da. Ăsta cine mai e, mă, frate? Nu, chiar că nu-mi dă să... Ia. Mai aproape, că nu se vede. Nu mai merge mai... A, și mai sus, așa.
Hai! Hai! Bă, de unde ai știu, mă? Bă, și am jucat-o ca și... Da, mi-am dat seama că o joci. Stai cu minte, că te-am văzut după față. Aoleu. În primul rând, freza de castron, să vede că e a ta. Și, în al doilea rând, privirea, o ai la fel. De vezi ce blond, vezi ce blond eram? Dar tu puteai să faci poză de genul ăsta. Eu eram un copil, Bibi. Hai, mă, cum adică judeci? Judeci? Băi, dar știi, știi ce mă bucur? Că am ghicit și eu o persoană. Dacă nu mă ghiceam nici pe mine. Deci dacă nu m-aș fi ghicit nici pe mine, ieșeam. Gata? Da. Cine ești? Tresariu. Nedelcu. Alex Nedelcu. Bine! Recuperăm! Recuperăm! Războinicii, forță! Am crezut că e Mihai Tresariu, mă! Dar doar are poza asta smită. Băi, de adevăr e că nu... Eu recunosc că poza asta o are postată pe Instagram. Am văzut poza că altfel, păi, nu știu ce aș fi zis. Probabil că aș fi zis că e Dorian Popa. Nu știu, găseam eu ceva, nu era... Doamne, că... Cred că da. Băi, sunt unii care seamănă, dar alții... Cum ar fi să scrii brâncica dansatoare? Hai! Andreea Bălan. Andreea Bălan, da. Bă. Chiar are aceeași față, dacă te uiți. Nu, dar eu am și urmărit clipul respectiv. Da, bine, cred că toată lumea o știe din... Da. A cântat din Frage de Pruncie și a început o carieră în muzică. Wow! Aici... Eu nici nu dau seama dacă e fetiță sau băiat. E fetiță? Mamă. Eu că era să-mi dau... Sper că a ghicit. Hai! Cornelia. Da, sunt foarte tare. Deci eu pierd exact pe mâna colegilor mei, exact pe pozele colegilor mei. Deci deja încep să mă oftic. Uite cum a ghicit. Deja încep. Cornelia, să nu te văd. Mi-a spus că ești băiat. Doamne. Băi, mi-e rușine, mă, crezi că mi-e rușine. Deci mi-e rușine că fix la colegii mei, și la tine, și la Tali, dar și la Cornelia. Fix la voi m-am... Eu mai mult mi-am dat seama după tata decât după Cornelia. Noi. Hai să mai vedem ce să mai... Deja... Și ăsta ce-i, băiat? Mamă! Asta e foarte grea. Hey, mergem deja la ghici. Eu jucam la loto acum. Da, la ghici, da? Tu la ghici, tu deja ai... Nu, 4-1, avantaj. Ai... Mai contează, poți să joci, să scrii orice. Bun. Tăticu. Hai, mă, să zicem la... Tăticu! Hai, mă, tăticu nu te-a întrădat, măcar pe tine te-a înghicit, mă. Tu ai fost singurul. Gata. Bine, a dat-o la ghici. Ce căpăți mă să mai ai? Nu, dar să știi că mi-a inspirat. Că... Deci eu, practic, am ghicit. Deci m-am ghicit pe mine. L-am ghicit pe Nedelcu și pe tăticu. Bine că m-ai făcut Pavel Bartos. Nu te Ăsta o să fie titlul. Bianca, nu mă nici confundată cu Pavel Bartos. Cine citește asta o să spună că, băi, imposibil. Ce-a fumat, mă, băiatul ăsta? Nu mai. Jocul ăsta... Uite ce drăguță și era mică și frumoasă. Nu, este vina... Eu mi-am dat seama acum. Este vina ecranului. Uite, dă-i un pic mai aproape că te uite așa la față. Deci este vina ecranului. Să vadă, uite, fălcuțele. Uite ce fălcuțe aveam. Dar arăți ca un băiețel, mă, ai recunoaște. Bă, dar îți rușine numai de așa. Uite, cu fălcuțele, aceeași gură. Uite, nasul la fel de grăsuț, ochii, fără piscine. Nu mi-am dat seama, erai... Dar uite, erai blondă și tu, erai foarte, aveai tenul foarte deschis. Eu sunt blondă, de fel. Jurăm, chiar nu... Îmi cer scuze că te-am mândat cu Pavel Bartos, atâta s-a putut. Tu după păr te-ai luat, sunt sigură. După păr blond, și după față, după ochi, nu știu, mi-a inspirat ceva, a fost prima persoană care mi-a venit în minte. Nu, mi-e și rușine să mai vorbesc, am pierdut aia. Da, asta e. Trebuie să mi-o iau acum, aia. Lasă, mă gândesc la provocare. Da, vorbește tu, Bibi, că mi-e rușine. Da. Rămâne să vedem ce provocare ne dăm unul celuilalt, pentru că știu trebuia să-mi dai mie, mi se pare. Nu, uite, dacă vrei, dacă n-ai inspirație, acum nu poți în momentul ăsta, pentru că și eu am să-ți dau ție, ok.
Îmi cer scuze. Nu știu ce aș putea să fac să mă ierți. Hai să facem în felul următor. Uite, hai să le spunem oamenilor să ne găsească ei niște provocări. Ok, găsiți o provocare pentru mine și una pentru el. Lăsați acolo un comentariu pentru Bianca, pentru Alex și noi o să le facem. Exact. Mai avem câteva pe care trebuie să le facem, pardon, și o să vedem ce iese. Exact. Și până săptămâna viitoare să le mulțumim că ne-au urmărit, că au fost alături de noi. Sper că s-au distrat ca de fiecare dată. Îmi cer mii de scuze, în primul rând, față de tine și față de oamenii de acasă, pentru că pardaf total la jocul ăsta, nicio treabă. Și să ne revedem cu bine la mulți ani încă o dată de 1 iunie și fiți copii. Și dați-ne like, timpul. Și dați abonare și comentariu și share. Să aveți o zi excelentă. Ba, pa, pa.